Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta vă invit la o filmare privind persoanele singure, pentru că foarte multe persoane mi-au scris că sunt în prezent singure, în căutarea unei persoane dragi și și-ar dori să știe dacă vor găsi această persoană. Aș vrea pentru început, voi utiliza mai multe cărți de tarot, da? Fiecare dintre aceste cărți sunt bine împărțite, da? Deja le-am bătut și nu mai este nevoie, dar aș vrea să extrag din aceste cărți de aici o energie, da? A persoanelor care se uită la această etalare, indiferent că sunteți dumneavoastră femei sau bărbați. Vă reamintesc că această etalare este o etalare generală care nu se poate potrivi tuturor. Și vrea să vă răspund la aceste dileme. Haideți să vedem energie generală a celor care se uită la această etalare, indiferent că sunteți femeie sau bărbat. Da? Aici văd că dumneavoastră fie sunteți departe, fie sunteți într-o altă țară, peste o apă, sau trebuie să călătoriți, fie spre casă sau spre locul unde vă aflați acum, că este el peste o mare sau nu. Important este să știți că sunteți în siguranță. Iar în ceea ce privește sentimentul pentru dacă dumneavoastră veți găsi sau nu persoana iubită, să știți că nu trebuie să vă faceți griji în această privință, da? Pentru că s-ar putea fi legat de o călătorie, să o cunoașteți pe această persoană într-o călătorie sau după o călătorie. În orice caz, trebuie să vă simțiți în siguranță, să aveți acest element de siguranță când faceți această călătorie. Haideți să vedem dacă persoana care intră în viața dumneavoastră, ce caracteristici, dacă putem afla, ce caracteristici are această persoană. Cam în ce zodie ar putea fi și câteva caracteristici ale acestei persoane. Voi extrage două cărți din acest tarot și voi extrage din acest tarot două cărți. Ok. Haideți să vedem de aici ce putem afla. Deja văd ca și energie, gemeni, forțător, balanță, foarte mult balanță, o persoană brunețică cu ochii căprui sau negri, o persoană care are tenul alb, foarte cultivată, o persoană care știe ce face, are deja un serviciu stabil, este o persoană care parcă vă așteaptă, da? Este o persoană care a știut să-și pună foarte multe, să aibă grijă de ceea ce face în viață, să
fie organizată, să fie disciplinată, o persoană care nu este impulsivă, care ia lucrurile ușor, le planifică, așteaptă, o persoană care observă. S-ar putea să lucreze într-o instituție de stat sau să lucreze într-un laborator, da, farmaceutic sau în sănătate. Este, așa cum v-am spus, o persoană destul de citită. Pentru alte persoane, această persoană poate fi brunețică cu tenul mai închis la culoare și pe care o puteți cunoaște prin prisma jobului. Fie că dumneavoastră colaborați cu această persoană sau ați colaborat deja cu această persoană, fie această persoană poate fi în zodia Capricorn, Taur sau Fecioară. Există posibilitatea pentru unii dintre dumneavoastră ca această persoană să lucreze cu acte sau să lucreze în justiție, da? Sau cu haină schimbată. Pentru alții dintre dumneavoastră, eu încerc aici să vă ofer cât mai multe posibilități. Pentru alții dintre dumneavoastră, fie această persoană tocmai a trecut printr-un divorț și așteaptă, a depus anumite eforturi și așteaptă să iasă cu înțelepciune de unde este această persoană, din situația în care este, așteaptă deci să iasă cu înțelepciune. Așa cum v-am spus, ar putea să fie divorțată această persoană. Haideți să vedem acum ce energie are această persoană . S-ar putea să existe o diferență de vârstă între dumneavoastră. Veți comunica foarte frumos cu această persoană. Energia acestei persoane către dumneavoastră este faptul că îi place să comunice cu dumneavoastră. Îi va făcea foarte mare plăcere să comunice cu dumneavoastră. Această persoană va fi fie mai tânără, fie mai în vârstă decât dumneavoastră. Am sentimentul că dumneavoastră veți fi mai tineri decât această persoană, dar se poate și invers. Nu uitați că energiile se întrepătrund. Și nu uitați că există noțiunea aceasta extraordinar de mare a unei călătorii peste o apă. Da? Ceva este legat de această călătorie. Important pentru mulți dintre dumneavoastră este cifra 10, 11 și 9. Haideți să vedem să aflăm ce va aduce pe dumneavoastră împreună cu această persoană. O situație de impas, o situație în care probabil atât dumneavoastră cât și această persoană vă aflați. Fiecare ați trecut prin foarte multe experiențe, există teamă, simt această noțiune de teamă care este atât în mintea și în sufletul dumneavoastră, cât și a persoanei celeilalte. Iar această frică și aceste experiențe, probabil destul de negative din trecutul atât al dumneavoastră cât și acestei persoane, a făcut în așa fel încât să vă întâlniți. Da? Haideți să vedem dacă putem afla din aceste cărți de cartomanție, dacă putem afla câte ceva despre această persoană. Voi extrage două cărți.
Această persoană, așa cum v-am spus, îi place să comunice foarte mult și este o persoană care are bani. O persoană care a pus, a strâns banii deoparte, o persoană destul de bogată. Iar în momentul în care veți întâlni această persoană, vă veți simți foarte bine. Vă va aduce vești bune, vă veți simți în siguranță, veți simți că acest impas a trecut, că trăiți din nou, vă veți simți extraordinar de bine, da? Haideți să vedem acum, pentru că foarte multe persoane se întreabă cam când ați întâlni această persoană. Văd că plecați la drum, da? Legat de această călătorie, am acest sentiment că plecați la drum, iar când veți pleca la acest drum, ceva se va întâmpla, vremea va ploua, da? Iar s-ar putea ca dumneavoastră să vă fie un pic teamă, dar nu trebuie să vă îngrijorați cu nimic, da? Legat de această călătorie. Nu știu de ce există această noțiune foarte mare. Haideți să vedem dacă putem oferi o dată, când anume, dacă acum sau curând veți întâlni această persoană. Cred că destul de curând pentru foarte mulți dintre dumneavoastră. S-ar putea ca această persoană să fie de asemenea în zodia săgetător sau toate zodiile care le-am numit să fie cu ascendent, da? De asemenea. În momentul în care veți întâlni această persoană va fi lună nouă. Prima lună nouă de când dumneavoastră veți vedea videoul este pe data de 4 mai. Deci, de fiecare dată, 3 zile mai puțin sau 3 zile mai târziu, există posibilitatea ca dumneavoastră să întâlniți această persoană. Este, așa cum v-am spus, o persoană strângătoare, o persoană cu serviciu stabil, cu bani, cu o carieră foarte importantă, care nu vă va dezamăgi și cu care vă veți simți bine, da? Haideți să vedem acum din aceste cărți dacă putem să vedem. Haideți să iau de fapt alte cărți de tarot, să vedem ce putem afla despre viitorul relației dumneavoastră, viitorul între dumneavoastră și această persoană. Evoluția, așadar, relației, odată ce veți întâlni această persoană. Deci fiți atenți în momentul în care este lună plină, de acum încolo, și în jurul acestei lune, nu lună plină, îmi cer scuze, lună nouă, da? Dați pe internet și căutați, prima, așa cum v-am spus, este în luna mai, pe data de 4. Aici, dumneavoastră, viitorul acestei relații este pentru moment, nu știu dacă vă va satisface la început foarte mult, pentru că dumneavoastră veniți dintr-un conflict, dintr-un conflict cu o anumită persoană, cu un anumit partener și această persoană are mereu și s-ar putea ca această persoană sau dumneavoastră, deoarece veniți din acest conflict, simt foarte mult o situație de autoritate, de încăpățânare, pentru că nu mai vrea să treacă prin ceea ce a trecut cu persoana cealaltă. Visați la această relație, visați unul la celălalt, da? Vă veți adapta rapid la această dragoste. Această dragoste vă va, cum să vă spun, vă va aduce viața din nou, visele vi se vor împlini,
ambele ființe, întregul corp al dumneavoastră va străluci, vă veți echilibra. Intuiția vă va spune prin vise, fiți atenți la vise pentru că s-ar putea ca dumneavoastră să știți și să simțiți momentul în care veți întâlni această persoană, pentru că vă va umple din nou de energie această persoană. Este momentul ca să dați frâu intuiției și să vă ascultați, că veți fi inspirați, iar în momentul în care o veți întâlni va fi evident, veți fi convinși că este persoana pe care o căutați, pentru că raionează, este o persoană foarte frumoasă, inovativă, creativă, care vă oferă o siguranță extraordinară și este sigură pe ea, dar așa cum v-am spus, destul de încăpățânată și autoritară. Pentru câțiva dintre dumneavoastră s-ar putea ca această persoană să lucreze în sănătate. Pentru că această carte mă face să mă gândesc la acest lucru. Sau în orice caz are această putere, dacă nu lucrează în sănătate, va avea puterea de a vă vindeca. Foarte mult, așa cum v-am spus, fiți atenți la cifra 10, 11, 9, sunt foarte importante pentru dumneavoastră aceste cifre. Iar ca și timp în care dumneavoastră puteți întâlni această persoană în jurul lunii noi. Prima anuitate este pe data de 4 mai. Iar, repet, pentru în ceea ce privește această călătorie care trebuie să o faceți, nu vă îngrijorați, pentru că vă va conduce acasă, acolo unde dumneavoastră numiți acasă. Da? Fie că este o călătorie spirituală, poate pentru unii dintre dumneavoastră, metaforic vorbind, deci, sau pentru alții o călătorie într-adevăr peste o apă. Poate fi numită o călătorie spirituală, o călătorie emoțională, pentru că a existat o dramă în viața dumneavoastră, o dramă care v-a adus într-un impas. V-a adus într-un impas, într-un blocaj, dar acest lucru se va termina. Uitați câte cărți frumoase aveți aici, visele vi se vor împlini, viața cu adevărat va străluci pentru dumneavoastră, întreaga dumneavoastră ființă va rezona de frumusețe, va raiona, va străluci, da? Cam atât am avut de spus pentru această etalare, sper ca cei singuri să aprecieze și să găsească mesaje interesante și importante și să fie atenți, așa cum v-am spus, la intuiție, la vise prin care îngerii, divinitatea și Dumnezeu vă poate vorbi și vă poate oferi anumite gânduri, idei după care vă puteți ghida de asemenea și care vă sunt utile, da, dumneavoastră. Așadar, acestea fiind spuse, vă doresc o seară liniștită, o noapte frumoasă sau o zi minunată oriunde vă aflați. La revedere!